Salut, prieteni! Arată, Andrușa, salut! Salut! Prieteni, și astăzi este 13 decembrie și la noi în Moldova ce se sărbătorește, Andrușa? Sfântul Andrei! Și noi în familie avem doi de-al de Andrei, acesta sunt eu și Andrieș. Și plus la asta, la noi este încă și hramul casei noastre. Este o sărbătoare triplă, să-i spunem. Și noi facem astăzi așa un vlog, dar de la început vreau să vă spun, dacă vreți să vedeți ce cadouri a primit Andrieș de Sfântul Andrei, numai că el le-a primit puțin mai devreme, de la Betel Club și mama ei, tante Ludmila, și de la bunicuța lui Andrieș, da. Dacă vreți să vedeți ce cadouri a primit, niște cadouri super, prieteni, noi o să postăm acest video pe canalul Irăcica Info. Dar noi astăzi am hotărât împreună cu mama să ne ducem să-i facem cadou lui Andrieș, să-l felicităm, doar și el este Andrieș. Andrei. Vrei, Andrușa, cadou? Vrei cadou? Da. Spune tare. Da. Da. Eu, prieteni, deja am fost felicitat de mulți prieteni pe telefon de dimineață, plus la asta mama m-a felicitat, ea mi-a dat o sumă oarecare de bani, eu deja îmi voi alege ceva să-mi cumpăr. Dar acum, prieteni, vreau să vă spun ce vrem să-i cumpărăm noi lui Andrieș. Da, Andrieș, ce vrei, spune? Ce vrei, bomboană? Spune. Ia spune, bomboană. Bomboană. Acum mergem și cumpărăm. Și pe 5 ianuarie, prieteni, noi suntem invitați cu Andrieș. Andrieș, de fapt, este invitat la o sărbătoare, la un jubileu, să spunem, la o fetiță. Se primește nu verișoară, dar nepoată de la verișoară lui Andrieș, care împlinește un an de zile. Taia, da? Taisa. Da. Și ea vrea să o facă într-un restaurant și Andrieș trebuie să fie foarte frumos îmbrăcat. Și noi am hotărât cu mama, fiindcă astăzi este sărbătoarea Sfântul Andrei, să mergem să-i cumpărăm o cămășuță frumoasă, da? Sau o să vedem ceva, dar așa ne este pe plan, să-i cumpărăm ceva haine frumoase, ca el pe 5 ianuarie, la această sărbătoare, să fie foarte frumos. Și noi acum, prieteni, ne vom îmbrăca. Andrieș se va schimba. El nu de mult s-a trezit din somn. Și acum vom merge în oraș să-i alegem ceva, nu știu, ceva haine. Mama deja va alege, dar noi vom plăti. Bine, dar, prieteni, cine vrea să vadă ce vom alege noi lui Andrieș, rămâneți cu noi până la urmă. Noi vom filma și în magazin, dacă ne vor permite. Și după aceea vom filma când vom veni acasă ce i-am cumpărat lui Andrieș. Da? Da. Andrieș, aveai cadou? Cadou și bomboană vrei, Andrușa, da? Spune mai tare, bomboană. Vrei bomboană? Hai spune mai tare. Încă o dată, hai spune, mai tare spune. Așa, bine. Dar mergem acum în oraș să alegem. Și bomboană numai, de cât o să-i cumpărăm la Andrieș? Două? Da, câte să cumpărăm la Andrușa bomboane? Două. Și cât de mari sau mici? Mari. Cât de mare? Două mari. Două mari. Bine, hai dar mergem în oraș și acolo deja o să mai filmăm și după aceea venim acasă. Da? Da, dar noi desigur vrem să-i felicităm pe toți care sunt Andrei, numai decât Andrei, Andreea, să trăiască toți la mulți ani și să fie sănătoși. Da, Andrușa? Cum trebuie să fie, mamă? Așa de tare? Da. Așa. Bine, și voi numai decât să ne scrieți în comentarii, prieteni, cine vor să vadă cadourile. Da, noi vom posta acest video pe canalul Irăcica Info. Dacă adunăm multe like-uri, numai decât îl postăm, da? Da, bine. Numai decât. Da. Hai, dar mergem în oraș și după aceea ne revedem din nou, da? Mergem. Hai, îmbracă-l repede pe Andrușa. Hai, Andrușa, repede, îmbracă-te și mergem. Hai că să-ți cumpere altcineva cadourile și bomboanele. Hai, repejor, îmbracă-te și am plecat. Hai, îmbracă căciula, repede. Îmbracă. Iată, prieteni, am fost la magazin. I-am ales, iată așa, o cămașă lui Andrieș. Andriușa, Andriușa, iarăt cămașa. Pe 5 ianuarie vei fi cel mai frumos copilaș. Mai. Prieteni, să ne scriți cum vă place cămașa pe care am ales-o noi pentru Andrieș. Wow, dar ce tare îmi place cum șa din culoarea albă. Dar eu am și un cadou pentru Andrieș. Acuși, stai să-l vedem. Acum noi îl felicităm cu mama, cu Sfântul Andrei. Și acuși Irăcica, prieteni, deja a venit de la școală. Arată-l cu copilașii. Mâinile sus. Wow, ce frumos. Hai, stai, 1, 2, 3. Și va trebui, dacă Andrieș va fi un alb, și eu să fiu un alb, da? Da, cu Sfântul Andrei. Andriușa, să fii sănătos, să treci la mulți ani. Bravo! El este Andrei. Dublu. Hai,
hai încă o dată. Hai, wow, hai super, prieteni, să ne scrieți în comentarii dacă vă place. Irca. Cum lui Andrei și se potrivește cămașa albă. Bărbat, bărbat adevărat. Bravo, Andriușa. Mie îmi place foarte mult. Tu ești maimuțică? Da. Măi, nu? Da, cine ești tu? Andriușa? Sau Andriușa, ție îți place cămașa? Îți place cadou? Nu. Noi, prieteni, desigur, am mai cumpărat și altceva. Da. Dar acum nu vrem să le arătăm, că el o să le vadă niște dulciuri, prieteni. Așa este, uite, și Irca de cadou. Da. Și Irca, iată, tot vrea să te felicite pe tine. Iera vrea să-l felicite pe frățiorul său cu Sfântul Andrei. Uite cum se uite. Tu vrei cadou? Mam, pot să-mi așez eu aici mai aproape de el? Ierăcica, Andriușa, tu vrei cadou? Uitați, am un cadou. Asta este cadou pentru Andrieș, da? Hai, arată câte una, câte una, arată. Hai să vedem ce... Prima. Eu încă tot nu știu. Ce este asta? Ce o sticluță, este? Uitați-vă aici. Vrei să deschizi? Da. Hai, deschide-o. Acolo ce... A, minge. Acesta este pentru tenis, da? Și încă ceva, acolo mai este. Mai este ceva. Andrușa, arată. Ce mai este acolo? Wow, ce sticlă, tata, într-adevăr. Wow, este super, da, într-adevăr. Un cadou e minunat. Asta Ierăcica a pregătit cadou pentru frățiorul său. Ce și ce? Apă ții, da? Da, apă, nu e termos. Lichid. A, termos? Haide. O să nu, facem nu, nu, mai nu mai eu pun acum în gât. Nu a, trebuie. Și puzzle. Și încă ce? Puzzle. A, puzzle cu Moș Crăciun, da? Da. Arată cine asta, întreabă. Andrușa, cine e? Miau, pisicuțe. Da, cine? Nu, e un troll. Andrușa, ce? Lui foarte mult îi plac sticluții, prieteni, el și până acum bie la noi lapte. El lapte foarte mult îi place și el când vede sticluțe, el asociază toate sticluțele cu laptele, cu sticluța lui de lapte. Andrușa, îți place cadou de la Ierăcica? Ia spune mulțumesc. Mulțumesc. Ai spune încă o dată, mulțumesc. Ai spune mulțumesc. Mulțumesc. Ține, hai ține, el vrea să pună gătiți. Tu așa vrei? Vai, bravo, arată, bravo, bravo, bravo. Nu mă surprizi, nu mă surprizi. Dar unde este mingiuța? Unde e mingiuța? La noi, prieteni, se primește așa, tocmai de sărbătorile de Crăciun, la noi sunt foarte multe sărbători. Se începe cu ziua lui Ierăcica, Sfântul Andrei, pe urmă se începe Crăciun, Moș Nicolae, a fost Moș Nicolae, Crăciunul, Revelionul. Și uite așa, la noi undeva o lună de zile, Ierăcica cu Andrei își promis doar numai cadouri și surprize. Lealea ta? Da. Lealea mare. A, tu vrei să îi dai lapte, apă la păpușă? Da. Asta da, ține. Andrușa. Minion? Cum faci minion? Arată la copii. Arată. Arată de ce el face așa, pentru deoarece arată minionul acesta, mama. Arată-l că când apeși pe buton, iese limba. Da. El de asta și arată. Da, vedeți, iese limba. Andriușa. Băiețu. A, tu vrei să hrănești păpușica, Andriușa, da? Doamne, dar cum crezi? E bună? E frumoasă? Da. Sticluța. Nu, este super și se vede că este calitativă. E foarte bună. Prieteni, dar voi să nu uitați, cum am mai spus la începutul acestui video, că dacă vreți să vedeți ce cadouri a primit Andrieș de la BTL Club cu Ludmila Savciuc și de la bunicuța lui Andrieș, mama noastră, i-a primit niște cadouri super, prieteni, într-adevăr super. Dacă vreți, puneți like-uri multe, scrieți-ne în comentarii că vreți și noi numai decât o să postăm acest video pe canalul lui Ierăcica Info. Dulciuri, dar le-am scos. Da, dulciurile nu se poate, multe și nu trebuie să le vadă, noi dăm așa câte una pe zi, dar nici YouTube-ul nu ne permite. S-a dus după apă, după lapte. S-a dus apă? Da. A, el s-a dus să toarne apă în sticluță ca să-i dăi la păpușă, da? Da. Așa, Ierăcica, tu ești bravo că n-ai uitat de frățiorul tău, că astăzi este sărbătoare, Sfântul Andrei. Eu nici de tine n-am uitat, dar nu vreau să arăt acum surpriza. Da, bine, bine, eu am spus, mama m-a felicitat pe mine astăzi, eu am spus cu o sumă de bani acolo, a spus să-mi cumpăr tot ce doresc eu, bine. Tocmai seara o să vezi. Bine, 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 mulțumesc. Pa, pa, vină, vină și arată Andrușa, bine, prieteni, nu ne luăm rămas bun. Pa. Încă o dată vă felicităm pe toți care sunt Andrei, Andriana, Andreea, pe toți să trăiți la mulți ani și să fiți sănătoși. Iertați!
spune Irca, nu plânge. Nu, nu. Poate așa cu degetul arată. Bine, prieteni, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru YouTube, toate. Și până la video următor, eu aștept comentariile voastre. Dacă vedeți, să vedeți surprizele pe care i-a primit Andrei la Bete și la bunicuța. Pe curând! Pa, pa! Pa, pa, Andrișa! Pa, pa! Uitați ce frumos este!